Bună seara și bun găsit la știrile Accent TV. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Acțiune pe linia prevenirii accidentelor rutiere în Târgu Jiu. Liber la vizitarea bolnavilor internați în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Sabine Climec pregătită să revină pe parchet. Polițiștii rutieri au desfășurat o acțiune pe linia prevenirii și combaterii accidentelor rutiere în municipiul Târgu Jiu. Au fost oprite pentru control zeci de vehicule. Polițiștii le-au oferit conducătorilor auto sfaturi și recomandări pentru un trafic în siguranță. Avem de completat acest formular, care se completează individual de către dumneavoastră. În acest formular sunt spicuite anumite aspecte din ordonanța de urgență a Guvernului 195/2015 și plața pe drumurile publice. Aspecte care se remarcă prin respectarea cu strictețe a regulilor de circulație. Vă rog frumos să completăm. Poftiți pixul. Numele dumneavoastră. Semnătura, vă rog. Și data în partea dreaptă. Trebuie să regăsesc aspectul. Se regăsesc aspecte privitoare la respectarea regimului ilegal de viteză, portul centurii de siguranță, conduita preventivă, da. Și alte... Înțeles. Și cea mai importantă dintre ele, să nu ne aflăm sub influența băuturilor alcoolice sau substanțelor psihoactive în momentul când conducem autovehicul pe drumul public, mai ales în situația dumneavoastră, când transportați persoane. Acțiunea a primit un feedback bun din partea conducătorilor auto. Sunt niște acțiuni binevenite în sprijinul siguranței circulației și a prevenirii multor incidente care se produc și accidente, cum vedeți dumneavoastră, nu se prea respectă, din păcate, nici viteza, nici consumul de alcool, droguri și sunt multe. Ar trebui făcute mai des aceste acțiuni de prevenire? Da, ar trebui făcute mai des și zic eu că și sancțiunile să fie mai aspre. Foarte bine că se iau astfel de măsuri și că se fac astfel de lucruri. Foarte bine, ar trebui să se facă cât mai des. Polițiștii vor continua acțiunile pe linie rutieră. Un tânăr de 19 ani din comuna Turbure a fost reținut de polițiștii din Craiova după ce a agresat în plină stradă o tânără de 24 de ani. Potrivit IPJ Dolj, cel în cauză i-ar fi propus tinerei să întrețină relații sexuale atingând-o în zonele intime. Întrucât fata a opus rezistență, agresorul a fugit într-o direcție necunoscută. Incidentul revoltător a avut loc în plină zi pe strada George Fotino din Craiova. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii l-au identificat pe făptaș. Este vorba de un tânăr de 19 ani din comuna Turburea. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și încarcerat în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dolj, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de agresiune sexuală. În cursul acestei zile, tânărul a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Craiova în vederea dispunerii unei măsuri preventive. A fost alertă într-un cartier din municipiul Craiova după ce două autoturisme aflate într-o parcare au fost cuprinse de un incendiu violent. Incidentul a avut loc ieri după amiaza în zona cinematografului Patria. La fața locului a intervenit detașamentul 1 de pompieri Craiova cu auto specială de lucru cu apă și spumă. Până ce pompierii au reușit să oprească focul, din una dintre mașini nu a mai rămas mare lucru și jumătatea din spate a celuilalt autoturism a fost serios avariat din cauza flăcărilor. Din fericire, nu s-au înregistrat victime. Pompierii au stabilit că arderea a fost cauzată de un scurt circuit electric la un conductor neizolat corespunzător. Doi tineri din Vâlcea au fost prinși de un jandarm în timp ce încercau să-și prepare o țigară cu substanțe interzise. Cei doi băieți stăteau pe o bancă chiar în fața blocului unde locuia omul legii. Jandarmul era în timpul liber și mergea acasă alături de soție când i-a observat pe cei doi tineri. Acesta și-a dus nevasta acasă, apoi a coborât pentru a vedea ce se întâmplă. În momentul în care s-a legitimat, unul dintre tineri a încercat să fugă, însă a fost oprit. Cel de-al doilea a fost prins de colegii pe care jandarmul îi chemase în ajutor. În urma controlului, asupra celor doi tineri de 21 respectiv 22 de ani au fost descoperite ascunse în husele telefoanelor substanțe interzise. Totodată au fost găsite mai multe cuie și obiecte folosite la mărunțirea fragmentelor vegetale. În cauza pe numele celor doi tineri au fost întocmite dosare penale.
Bolnavii internați în Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu pot fi vizitați de aparținători de 3 ori pe săptămână cu respectarea anumitor condiții. Accesul vizitatorilor este permis începând de astăzi. Potrivit reprezentanților unității medicale, aparținătorii au posibilitatea să-i viziteze pe bolnavi în zilele de miercuri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 15-17. Durata vizitei va fi limitată la 10 minute. Facem precizarea că un singur aparținător al unui pacient are voie să viziteze bolnavul internat în secțiile Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, iar într-un salon va fi permis accesul doar a câte 2 persoane venite în vizită la bolnavi. De asemenea, vizitatorii vor primi echipamente standard de protecție. La nivelul secțiilor pediatrie, neonatologie, compartimentul chirurgie și ortopedie pediatrică, se va permite accesul unui aparținător doar în cazul în care copilul internat este neînsoțit. Se arată în comunicatul transmis de reprezentanții SJU Târgu Jiu. Vor putea fi vizitați și pacienții critici COVID și non-COVID internați în secțiile ATI zilnic, însă doar în anumite condiții și cu respectarea unor reguli. Un sindicalist din Complexul Energetic Oltenia este de părere că statul ar trebui să trateze cu prioritate companiile care pot livra energie la orice oră. Mircea Gherendi, membru în Sindicatul Liber Roșia din Complexul Energetic Oltenia, a declarat că zone întregi, inclusiv municipiul București, ar putea să rămână fără curent electric la iarnă dacă nu vor mai funcționa termocentralele din CEO. Mircea Gherendi a precizat că investițiile în susținerea activității companiei energetice ar trebui să fie o prioritate. Aceasta având în vedere că, cel puțin în momentul de față, nu există alternativă la energia pe cărbune. Nici măcar din import nu se poate acoperi tot timpul cererea de energie. Problemele majore apar îndeosebi în perioada de iarnă. Complexul Energetic Oltenia și-a propus să reducă pierderile la utilități în subunitățile miniere. Este vizată în prima instanță Unitatea Minieră de Cariere Modru, sectorul Roșiuța. Aici au fost alocate fonduri pentru contorizarea consumului de apă la nivelul sectoarelor miniere. Este vorba de spațiile administrative și, în principal, vestiarele folosite de mineri. Programul de contorizare a unităților va continua și cu alte subunități miniere din Complexul Energetic Oltenia. Este o cerere scăzută de energie pe bază de cărbune. În ultimele zile, producția grupurilor energetice a fost redusă la jumătate ca urmare a producției în creștere la centralele eoliene și ulterior la hidrocentralele ca urmare a precipitațiilor abundente. La nivelul Complexului Energetic Oltenia se funcționează cu un total de 5 blocuri energetice. Sunt pornite 2 grupuri energetice doar la termocentrala de la Rovinar și câte un grup energetic la Turceni, Ișalnița și Craiova 2. Media livrărilor este de 700 de megawați pe oră. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice va fi marcată după o lungă perioadă de pauză și în comuna Gorjană-Lelești. Autoritățile locale le pregătesc sărbătoriților o petrecere, dar și multe surprize pentru cuplurile care au rezistat împreună jumătate de secol. 1 octombrie este singura zi din an în care se sărbătoresc oficial persoanele care au ajuns la o vârstă venerabilă. Cei care vor veni la petrecerea organizată de primărie vor avea parte de distracție pe cinste. Evenimentul se va desfășura la Căminul Cultural din satul Frătești, începând cu orele 13. Peste 200 de persoane sunt așteptate să participe la această sărbătoare. După o lungă perioadă de pandemie și de restricții, în acest an ne dorim să revenim la tradiția noastră și să organizăm din nou în comuna Lelești, sărbătoarea internațională a persoanelor vârstnice, cu o masă și muzică pentru petrecere. După această perioadă de pauză, eu zic că sunt dornici de socializare și de o petrecere organizată special pentru ei. Cuplurile care sărbătoresc în acest an nunta de aur, adică 50 de ani de la căsătorie, vor fi și ele aniversate în acea zi. 7 astfel de perechi din localitate vor primi și premii în bani, de 500 de lei fiecare. Totodată intenționăm și facem ca în toți ceilalți ani să sărbătorim și cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Le vom premia, le vom oficia o slujbă religioasă specifică cununiei de aur și restul sărbătoarea la masă cu toți ceilalți invitați. Premiile vor consta într-o sumă de bani, câte un buchet de flori, verighete și o șampanie. Din fericire, doar 30% din populația comunei Lelești este îmbătrânită.
Un drum județean important din Vâlcea se află în plin proces de modernizare. Este vorba despre DJ-677A, care pleacă din Șirineasa, merge pe Pesceana, Glăvile, Amărăști, Crețeni și ajunge la Sutești în DN67B. Până în prezent s-a turnat primul strat de asfalt pe circa 18 km pe raza localităților Crețeni, Glăvile și Pesceana. Lucrările vor continua cu așternerea de covor asfaltic și pe raza comunei Amărăști și concomitent cu realizarea podețelor de acces către proprietăți, dar și a șanțurilor și rigolelor betonate. După aceste lucrări se va interveni cu lucrări de asfaltare și în pădurea de la Șirineasa. Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, a făcut o vizită pe șantier să vadă stadiul lucrărilor. Avem 18 km de asfalt pe Pesceana, Glăvile, Crețeni, într-un contract cu peripeții, dar important e că se lucrează. Pentru că a plouat și a fost vremea rea, trebuie să solicităm și o să solicităm constructorului să facă intervenție cu material pietros pe anumite zone până când facem și asfaltul. Deocamdată, după cum vedeți, se lucrează la poduri, podețe, la ceea ce înseamnă amenajarea laterală a drumului. O să intrăm și pe celelalte localități, tot în această formulă în care ne dorim să luăm praful de la porțile oamenilor și să avem asfalt, după care o să facem și în pădure și peste tot. Șirineasa, Pesceana, Glăvile, Amărăști, Crețeni, Sutești, 677A, un drum pe care l-am început, o lucrare care a mers mai greu, dar suntem pe un drum bun. Pentru modernizarea acestui drum, care măsoară 35 de kilometri, Consiliul Județean Vâlcea investește aproximativ 17 milioane de euro din fonduri guvernamentale. CSM Târgu Jiu pregătește intens duelul din weekend cu CSM Slatina. Trupa gorjană revine în Liga Florilor, iar duminică joacă din nou în fața propriilor suporteri. Sunt vești bune și vești rele din tabăra gazdelor. Sabine Climec este gata să joace după o accidentare de durată, la fel ca și noua adiție Adriana Țăcălie. Sabine a declarat că i-a fost greu să stea departe de parchet, mai ales de când echipa a promovat în Liga Florilor. Din punctul meu de vedere, mi se pare mai greu să stai pe margine. Adică psihic m-am consumat, cred că, mult mai mult decât dacă aș fi fost în teren. În teren mă simt în largul meu, din tribună a fost mai greu pentru că mă simțeam neputincioasă și mi-am dorit foarte mult să revin cât mai repede. E clar că nu pot duce încă un meci întreg, având în vedere că asta e doar a doua săptămână de antrenament, dar, cum ziceam, mă simt foarte bine. Genunchiul se pare că s-a recuperat complet, mai trebuie doar să îmi revin pe partea fizică și sper să prind măcar 5-10 minute în acest meci. Antrenorul Liviu Andrieș a declarat că pivotul Ana Ciolan va rata meciul cu Slatina din cauza unei accidentări. Ciolan a fost una dintre jucătoarele de bază în acest debut de campionat. Din fericire a venit și Sabi Climex, s-a reîntors după accidentare. Nu este 100%, asta este clar, vine după o perioadă mai lungă de absență. Din păcate am pierdut-o pe Ciolan. O jucătoare care este o jucătoare de bază, toate jucătoarele sunt de bază, dar în ultima perioadă și-a spus, a avut un aport deosebit și a spus un cuvânt, a avut un cuvânt de spus în evoluția echipei și în evoluția scorului, lipsește la acest joc, dar celelalte jucătoare sunt convins care sunt pe acest post vor reuși să suplinească lipsa ei și împreună cu toate celelalte să reușim să facem o echipă competitivă. Partida cu Slatina se joacă duminică de la ora 18. Știrile Accent TV au ajuns la final. Eu sunt Loredana Sava și vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și numai bine!